Flăcările și fumul dens au fost observate de un cioban care a și anunțat autoritățile luni după amiaza. Din estimările personalului silvic, flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 4 hectare, într-o pepinieră de brad și pădure tânără din zona vârfului Folea, pe teritoriul administrativ al localității Băile Olănești. În zona au fost trimise 4 echipaje de pompieri, însă autospecialele ISU nu pot ajunge pe munte. Astfel, zeci de pompieri, voluntarii din cadrul primăriei Băile Olănești, precum și reprezentanții ocolului silvic din zonă și cei ai unei opști de moșneni, intervin pe destru, cu mături și lopeți. Forțele de intervenție au rămas pe munte și noaptea trecută pentru a supraveghea zona. Incendiul a fost localizat însă din cauza numeroaselor focare apărute la nivelul litierei, misiunea de stingere s-a reluat în această dimineață.